Polițiștii și-au strigat nemulțumirile în fața Parlamentului. Agenții solicită eliminarea amendamentelor aduse la legea pensiilor militare, iar dacă solicitările nu le vor fi ascultate, aceștia amenință cu blocarea sistemului. Principala revendicare pe care o avem este scoaterea pensiilor militare din acel proiect de act normativ din Parlament, din Camera Deputaților, unde se dorește modificarea mai multor categorii de pensii, așa zise speciale. Nu putem să avem pensii speciale în cazul polițiștilor, în cazul militarilor. Este inadmisibil să ne gândim că cineva se poate pensiona din acest sistem la 65 de ani. În același timp, nu suntem de acord cu extinderea vârstei de pensionare, pe de o parte, dar și pe de altă parte nici cu modalitatea nouă de calcul, pentru că de fapt este o modalitate mascată prin care ne vor fi calculate pensiile pe contributivitate. Polițiștii sunt nemulțumiți și de venitul salarial scăzut, deficitul de personal și invocă lipsa de predictibilitate din sistem. Acesta ar fi și principalul motiv pentru care tinerii nu-și mai aleg această carieră. Importante instituții de țară, ne-am săturat de incompetența lor. Suntem aici pentru a nu știu câta oară, se pare că nu au niciun interes pentru sistemul de ordine, siguranță națională, factura va plăti-o cetățeanul. În caz că solicitările nu le vor fi luate în seamă, polițiștii amenință inclusiv cu blocarea sistemului. Acțiunile de stradă ale polițiștilor vor continua și în decursul zilei de joi, când în București sunt așteptați mii de agenți din cadrul principalelor sindicate din țară. Mai multe despre acest subiect discutăm cu Dan Saltelechi, vicepreședintele Sindicatului Europol. Bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru invitație. Care este atmosfera în rândul colegilor dumneavoastră? Da, atmosfera este destul de efervescentă, având în vedere că la acest moment vorbim despre faptul că polițiștii au ajuns la limita subzistenței și avem în cazul de față polițiști care au un salariu mai mic decât muncitorul necalificat din construcții și mai mic decât al unui angajat la supermarket, cu toate că această profesie până la urmă îmbracă extraordinar de multe riscuri la care se adaugă și legislația extrem de slabă în momentul în care aceștia doresc să aplice prevederile legale față de persoanele care încalcă legea. Nu în ultimul rând, vorbim de acțiuni de protest menite să atragă atenția cu privire la salarizarea precară, dar și cu privire la faptul că se dorește modificarea vârstei de pensionare, în contextul în care deja la acest moment limita de vârstă pentru polițiști este de 60 de ani, de unde se scade aproximativ de o perioadă de 13 ani, ca urmare a faptului că au lucrat în condiții deosebite de muncă, asemenea minerilor sau angajaților din CFR. Deci, practic, polițiștii nu sunt absolut deloc speciali. Limita de viață până la urmă după pensionare este de aproximativ 8 ani, iar în cazul în care guvernanții ar decide modificarea acestei vârste, vom avea surpriza ca polițiștii să trăiască efectiv după ce ieși la pensie doar 3 ani. Dacă este să vorbim despre pensii speciale, ne putem uita până la urmă în o grada parlamentarilor, pentru că acolo putem vorbi de pensii speciale, despre oameni care după două mandate de senator sau deputat se trezesc efectiv cu pensii substanțiale, comparativ cu polițiștii care, pe lângă faptul că au venituri mici, trebuie să suporte și mizeria din sistem și dotarea precară, plus opropriul publicului, având în vedere că nu reușesc să-și ducă întotdeauna la bună îndeplinire misiunile așa cum și-ar dori și așa cum ar trebui pentru această societate. Însă, întreaga culpă revine angajatorului nostru, respectiv a guvernului, care nu investește absolut deloc în siguranța cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult!